Magistrații de la Tribunalul Dolj cer demisia ministrului justiției, iar timp de o săptămână protestează cu banderole albe pe robă. Ei amenință că nu vor mai soluționa dosare începând de luni. Magistrații invocă lipsa de interes a ministrului în a rezolva unele probleme de drept. Începând cu data de 12 septembrie, la Tribunalul Dolci vor lua pronunțare doar cauzele, având ca obiect cauze cu termen foarte urgent în materie penală și în materie civilă. În celelalte tipuri de cauze, urmând a se acorda termene, judecătorii de la Tribunalul Dolci spun că puterea executivă înțelege să nu aplice prevederile legale și nu se aplică deloc hotărâri date în dezlegarea unor probleme de drept de către în alta curte de casație și justiție, deși sunt obligatorii. Mai mulți judecătorii spun că de multă vreme prevederile legale se aplică diferențiat și discret, discriminatoriu de ordonatorii principal de credite, care nu se pun în executarea hotărârii judecătorești cu caracter executoriu și că se emit ordonanțe de urgență de către executiv, cu încălcarea competenței de legiferare a acestuia. Într-un comunicat emis de judecătorii Tribunalului Dolj, magistrații cer demisia Ministrului Justiției. Judecătorii din Craiova poartă din data de 7 septembrie banderole albe pe robe.